Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Educația Economico-Financiară. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și astăzi vă propun să descoperim împreună ce este valoarea și respectiv care sunt funcțiile banilor. Studiind valoarea și funcțiile banilor, veți înțelege cum funcționează lumea financiară din jurul vostru. Sunt multe situații în viața noastră când educația financiară face diferența. Pentru a intra în posesia bunurilor și serviciilor de care avem nevoie, trebuie să plătim diferite sume de bani. Astfel, banii pot fi folosiți ca mijloc de schimb, dar pot fi folosiți și pentru a achita impozite și taxe. Funcțiile banilor sunt 4 la număr. Ei măsoară activitățile economice prin intermediul prețului. De asemenea, sunt folosiți în schimbul de bunuri, înlocuind trocul, și de asemenea pot fi instrumente de plată, respectiv pot fi folosiți pentru a economisi. Vă propun să asociați imaginile de pe ecran cu cele 4 funcții ale banilor. Succes! Valoarea banilor depinde de costul bunurilor și serviciilor. Evoluează de la un an la altul. Aceasta diferă și, evident, are legătură cu deciziile noastre cu privire la cantitatea de bunuri și servicii pe care o putem cumpăra. Sigur că suntem atrași de reduceri, de ofertele în rate, dar nu uita să analizezi propriul tău comportament financiar atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, indiferent că e vorba de achiziționarea unor bunuri . Alegerile înțelepte sunt cele mai importante. Vă propun acum să descoperim de ce se spune despre bani că nu au o valoare intrinsecă. Ei bine, valoarea lor este atribuită de către noi cantității ce poate fi cumpărată de la magazin sau de la alți agenți economici ce vând bunuri și servicii. Banii familiei trebuie să fie vizibili. Toți membrii familiei trebuie să contribuie la luarea deciziilor cu privire la anumite cheltuieli. Cu cât copiii, adolescenții se implică mai mult în luarea deciziilor financiare, cu atât ei înțeleg mai bine valoarea banilor. Și să nu uităm, valoarea muncii dă valoare banilor. Muncind și în felul acesta, dând valoare activității noastre lucrative, vom înțelege ce este valoarea banilor. Timpul petrecut la muncă, de asemenea, eficiența muncii, dă valoare banilor. Ce este mai valoros? De ce este mai valoros un bun decât un altul? Noi, oamenii, reușim să evaluăm valoarea bunurilor utilizând banii. Ei bine, astfel, ei îndeplinesc funcția de etalon. Cât ar valora un ceas de mână pentru un elev ce participă la evaluarea națională?
Evident, mult mai mult decât atunci când s-ar afla la o oră obișnuită la școală. Și acum vă propun o autoevaluare. Evident, răspunsul este ce? Vă spun la revedere și vă aștept la nouă întâlnire cu educația economico-financiară.